Потім? Не прийнятасти десь журю. Журю? Ну, журю. А, не знаю, журю. Вона зима, так. Вражували, чіпаються, а дискусії, де проблеми, де продекції, полуаря, рівний бит. Тобто ідея, де астис, є з дискутемка різні ситуації. Тобто чого Вілінську аміти інтребили? Карі би інтересязи тривої? Деспри, полуаря, рівний бит. Астис амінітат ще органами компетенту. Ми масури посвідитець лора у Вілінську. Тобто пробабіл, домний карецинт, який ведеться в салос, чи має інтересації проблеми для протекція мілю, для протекція рулу і бит. Деші, аша кум не мецелець, ще антерігор, дати спресурі, для кари ляць тримісі на адреса маска, питати сигнатури, для кари ляць колектат, ще ați dorit să discutați și cu prim-ministru domnul Vlad Filat și cu primarul general Dorin Chiotoacă, municipiul Chișinău și cu domnul ministru al mediului, domnul Gheorghe Șalaru. Deci toate scrisorile au fost expediate, toate sunt la dumnealor înregistrate și puteți să le găsiți dacă vreți și să vedeți cât de multe semnături într-adevăr ați expediat, că am adunat foarte multe semnături care au venit și din Călăraș, și din Strășeni, și din Aninului, și din Chișinău. Și acum întrebarea este de ce nu s-au prezentat, corect? Dar, așa cum am spus și anterior, unul din obiectivele acestui forum este să venim cu o declarație ca voi, tinerii, ca o familie tânără din bazinul Râului Bâr, care reprezentați toate unitățile administrative din bazinul Râului Bâr, să venim cu o declarație care să fie simplă și sarcinile pe care să le includem în declarație să fie unele foarte simple, pe care să putem să monitorizăm. De exemplu, am putea să avem sau voi ați putea să aveți niște obiective pentru anul ăsta, da? Pe care să le urmăriți. Și la anul organizăm următorul forum, forumul 2 al tinerilor din bazinul Râului Bâr, unde le arătăm administrații publice locale și organelor competente ce am realizat și ce au realizat dumnealor și ce nu s-a realizat și ce mai avem de făcut. Deci, într-un an de zile, bine, nu poți face multe, dar oricum poți să atingi anumite obiective și să realizezi activități frumoase. Și eu sunt sigură că voi urmă să ieșiți cu activitățile pe care le desfășurați, sanitizare, deplatarea malurilor noi și unde o să ne întâlnim împreună. Deci mie îmi pare bine că sunt și echipa din Anenii Noi, domnișoare foarte active, care reprezintă Anenii Noi, sunt un grup de la Călăraș, am început cu voi, deși trebuia să încep cu voi, sunteți primii, un grup de la Călăraș, tinerii care vin cu întrebări pentru autoritățile locale, un grup de la municipiul Chișinău, da? Sunteți în spate, dar sunteți foarte importanți. Și Strășeniu este în față, deci și raionul Strășeni, cu tot cu o serie de probleme care sunt foarte importante. Și astăzi avem și oameni, deci care vă vor răspunde la întrebările și după care, la sfârșit, o să rămânem câteva persoane din fiecare raion, facem un grup de lucru și până la orele 3 elaborăm un text al declarației. Este un proiect al declarației pe care putem să le bazăm, dar oricum ideea este să le incorporăm toate discuțiile și toate rezultatele ale discuțiilor de astăzi, de aici, pe care le vom avea până la masă. Deci, discuțiile propun să le finalizăm până la masă, după care să ieșim la pauză de masă și să continuăm deputat sala să vedem ce se întâmplă și acolo, că e foarte interesant și pentru voi și pentru noi. Deci, domnul Mustea de la Centrul Regional de Mediu. Împreună vom dirija, da, discuțiile și dumneavoastră prezente și oaspeții și o să știți cu cine interacționați.
Pentru cine am intrat deja știți cei mei, da? Dar au venit cei care, într-adevăr, simt un respect față de acest râu și care părtășesc și vreau să părtășească cu voi toate pe neață pe care astăzi văd. Simțim zi de zi. Deci este domnul Gori, Victor, este președintele Consiliului Bazin, care e tot, mai mult ar fi de partea voastră, dar de data asta l-a pus în capul mieste ca să fie mai mulți acolo. Domnul Rustac Arcadie reprezintă reprezintă principală apa canală și probabil îți avea întrebări foarte multe ce țin de apele care pleacă de la Chișinău spre voi, mai ales la noi. Domnul primar de Călăraș, domnul Rustac. Învrășenii sunt puțin mai liniștiți, că de-abia acolo sunt ce probleme, mai încoace să mai întorcare. Domnul Iacu, spre regret, este unicul reprezentant de la Minister, reprezintă Centrul de Investigație Analogică, care preia probe și spune care este calitatea și dacă v-a interesat care este calitatea apei, anume în urma unor investigații analogice, el este prima persoană care poate să vedea răspuns. Doamna Elașcu este în două funcții. Deci, a fost la Cialei, este și membru al Consiliului de Bazin, dar deoarece este unica persoană care este în partea primăriei, deci are reprezintă direcția socio-economico-ecologică de la primăria municipiului Chișinău. L-am așteptat de viceprimar, nu știu cine are de. Mi-a promis ca să vină doamna consilier, dar poate este ocupat. Și mai avem o doamnă, domniță, deci ea este colega domnului Rustac. Deci, vedeți, de la apă, că nu am văzut o persoană. Și de partea asta s-a atașat în umbră membru al Consiliului nostru, o reprezentant din părțile Călărașului, domnul Coșcălăraș. Consiliul a luat Călărașul. Iată, știți cu cine avem de vorbit și de acum am mergem. Mai avem și un oaspete în sală. Doamna Găină, domnul Casimir, deci, vreau să vă spun că, în principiu, ne-am inspirat foarte mult în ceea ce am început să realizăm cu tinerii de Bazinul Râmbâi, de la ceea ce au făcut dumnealor, deci Alina reprezintă organizațiile Mental Seau și ei lucrează foarte activ cu Bazinul Râmbâi Nârnova, care este un pic mai mic decât Bâcul, dar nu are mai puține probleme. Este la fel într-o stare foarte deplorabilă și e nevoie să se implice toată lumea. Ei deja au experiență de lucru cu tinerii din Bazinul Râmului Nârnova și ne vor ajuta la elaborarea textului declarației, care este foarte important pentru ziua de astăzi. Și sunt tinerii, da? Tinerii. Deci avem Gheorghe, care este unul dintre cei mai activi reprezentanți de Bazinul Râmbâi. Da, la fel, eu sunt aici pentru voi, pentru a ne face experiența cu care este foarte frumos ce se organizează aici pe Planul Internațional. Am văzut că unele ați luat, pentru a fel am făcut și în organizarea universilor. Sunt, m-au mișcat la unii care mi-au dat oricunde, dar mergem înainte, nu sunt creșturi aici. De asta suntem pentru ca împreună să elaborăm un document strategic, să spun eu pentru mine, ca să mergem mai departe. Nu avem o profesie în neapta noastră, nu la subținerii care au văzut începe dezbaterele, am pregătit două
lucruri. Avem un filmuleț care să vă impulsioneze la discuții mai productive și mai eficiente, care reprezintă foarte succint tablou comprehensiv în bazinul râului Bâc, majoritatea problemelor, sau să zic așa, o bună parte din probleme, am încercat să le includem în acest filmuleț care a fost realizat de Raisa Răzmiriță și pe care îl vom posta în internet ca să miște lucrurile și să, într-adevăr, să impulsioneze și autoritățile locale și competente la diferite acțiuni care ar reabilita situația. Și totodată avem și, vedeți, două borcane în față. Da, probabil vă întrebați ce este, ce e cu apa asta din fața mea. Ideea a fost foarte simplă, în principiu, și am spus-o și pe scenă că, într-adevăr, suntem foarte bucuroși și vă mulțumim foarte mult că v-ați implicat în activitățile de monitorizare a calității apei printr-o metodă foarte simplă, începând de la temele uți și finisând cu gura Bucului. Deci s-au implicat, într-adevăr, majoritatea școlilor și ceea ce este foarte bine. Și toate raioanele, și Călăraș, și Strășeni, și Alininoi, și Ialoveni, și municipiul Chișinău, din municipiul Chișinău, câteva școli, dar din raioanele prin care trece Bâcul, într-adevăr, majoritatea localităților au fost implicate în aceste activități. Și ceea ce au observat tinerii este că în Călăraș și în Strășeni mai este viață în apă, dar după Chișinău ea dispare. Pe segmentul municipiului Chișinău ea treptat dispare, deoarece avem câteva stațiuni de monitorizare a calității apei, Chișinău este mare, și după care vine apa din Anenii Noi. Am vrut ieri să aducem mai multe probe, de fapt, de peste tot și să copiii, într-adevăr, să prezinte că găsim viață, găsim macrovertebrate, că astea le căutăm în cadrul monitorizărilor biologice, găsim macrovertebrate până la Chișinău și la începere, la munte de Chișinău sau primele sute de metri, după care situația se schimbă radical. Și aici avem probele din Aneni, da? Au mai venit cel mic e Aneni Bubaca? Au mai venit și vorbesc un pic despre borcanul din Bubaca. De Bubaca? Da, probă. Poftim. Vreau să fac un mic experiment. Uitați-vă cum arată apa din Bubaca. Pare a fi curată. De aici niște depune, care, de asemenea, ele, apa este, pare curată, însă, datorită faptului că Bâcul este în permanentă mișcare, uitați-vă ce se primește. Noi vedem zilnic acest Bâc, permanent. Eu cred că nu-i nevoie, dar dacă o să-l deschid, cine asupra ei poate să-l deschidă și să vadă mirosul de curat care este aici. Eu singur am colectat această probă, vă spun că frică. Am avut o mare frică, pentru că ați văzut cum eu l-am adus. Era plin de pachete. Era împachetat destul de rigid. Mulțumesc! Să trecem și la discutarea probelor, dar în ori vreau să vă arătăm filmulețul despre care am vorbit. Cred că este unul de cei mai importanți afluenți ai fluturii Nistru. În zona limitrofă acestui locuiesc circa 1.000 de persoane. În ultimul timp, râul se află într-o stare deplorabilă. Potrivit agenției ecologice, procesul de poluare a râului Bâc a atins cote fără precedent. Acest fapt se datorează venitului mic și poluării excesive, în special pe teritoriul Chișinăului. În toamna anului 2012, reprezentanții Centrului Național de Mediu au implicat peste 1.000 americieni în mai multe raioane în procesul de determinare a calității apei râului Bâc. Și Strășeni, copiii au determinat că calitatea apei este satisfăcătoare și mai găsim viață în apa râului Bâc și în începe Chișinău situația se schimbă radical.